Are 9 ani, dar se poate mândri că a fost capitanul Barcelonei, iar acum este golgheterul lui Real Madrid. Aceasta este, pe scurt, cartea de vizită a lui Andrei David Silviu Vraciu, un fotbalist băcăuan care evoluează pentru cel mai titrat club al Spaniei. Sosit în vacanță în România, David Vraciu a acordat un interviu trustului Media Deșteptarea. Bacăul se poate lăuda cu un tânăr fotbalist care, la doar 9 ani, a jucat la două cele mai mari echipe ale lumii, Barcelona și Real Madrid. Este vorba despre Andrei David Silviu Vraciu, un băcăuan stabilit în Spania, care, după ce a fost capitanul echipei de copii al Barcelonei la gruparea de 8 ani, s-a transferat la Real Madrid. Cu formația Benjamin B a Realului, Vraciu a câștigat campionatul în ediția 2010-2011, fără a contabiliza vreo înfrângere. Mai mult, David Vraciu este unul dintre principalii realizatori ai formației madrilene, cu peste 30 de goluri marcate în sezonul recent încheiat. Site-ul gloriosului club spaniol îl prezintă pe tânărul fotbalist băcăuan drept posesorul unei tehnici foarte bune, în special cu piciorul stâng și autorul unor șuturi foarte puternice. De altfel, în toate fișele făcute de antrenorii de juniori ai Realului, David Vraciu are doar calificative la superlativ. Românul este foarte apreciat de madrileni, mai ales că el intră în categoria foarte selectă a jucătorilor care au îmbrăcat atât tricoul blaugrana, cât și cel blanco. Sosit în vacanță în România, David Vraciu a acordat un interviu trustului Media Deșteptarea. De altfel, cotidianul Deșteptarea a relatat în exclusivitate în urmă cu un an și jumătate povestea micului star care, la doar 7 ani, era capitanul Barcelonei. Suntem în prezența unui jucător de fotbal care, în ciuda unei vârste fragede de numai 9 ani, se poate lăuda cu un palmares cum puțin alți fotbaliști îl pot afișa. Este vorba de un jucător care a activat atât la Barcelona, iar acum joacă la Real Madrid. Este vorba de David Vraciu, un băcăuan care a început fotbalul în țară, iar acum evoluează în Spania. Hola, David! Hola! Vorbești și românește tu, nu? Da. Cum e la Bacău? Bine. Îți place mai mult aici sau în Spania? La fel, pentru că aici am mai mult prieteni și acolo joc fotbal. E mai bine la Barcelona, e mai bine la Madrid? Cum poți să... Ce diferență e între un oraș și celălalt, între o echipă și cealaltă? Nu știu, că la Madrid îmi place mai mult ca la Barcelona. Tu ai început fotbal la Barcelona, dacă nu mă înșel, ai fost și capitan. Și acum la Madrid, cum te descurci? Goluri? Da. Destule. Nu le-ai numărat? Messi sau Cristiano Ronaldo? Cristiano. Dacă te întrebam acum un an și jumătate când erai la Barcelona, ce ai fi zis? Messi. Dar cum ești tu acolo privit ca jucător? Ce ți se spune? Ești un jucător de atac? Ești un jucător care face și faza defensivă? Ce spune antrenorul? Ambele, și atac și în defensivă. Când vei fi mare, pentru cine vei juca? Pentru Naționala României? Pentru Naționala Spaniei? România. Vreau să te mai întreb un lucru, David. La vârsta ta ai jucat, cum spuneam, și la Barcelona, ai jucat și la Real Madrid. Iei în calcul și o altă echipă pe viitor? Nu. La Madrid, David Vraciu este coechipier cu Teo, fiul cel mic al celebrului Zinedine Zidane, iar din sezonul următor, cei doi vor juca împreună la echipa de junior Benjamin B a Realului. Interesant este că din cei 303 fotbaliști legitimați la centrul de copii și juniori al clubului Real Madrid, doar 23 sunt străini, iar din aceștia 4 sunt români.